Este evident că în această situație de criză nu se pot desfășura activități specifice campaniei electorale și că alegerile trebuie organizate într-un context sigur din punct de vedere epidemiologic. Așadar, trei instituții, Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul de Interne și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, au inițiat un proiect de ordonanță de urgență de prelungire a mandatelor aleșilor locali până nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, inclusiv procedura pentru pregătirea alegerilor electorale și desfășurarea acestor alegeri. Doresc cele trei instituții să fie simplificate, în sensul în care partidele politice și candidații pentru funcțiile din administrația publică locală să prezinte o singură listă de susținători și, de asemenea, să fie nevoie să se depună un număr minim de 25.000 de semnături, dintre care 500 de alegători din fiecare județ și 1.000 de alegători din municipiul București.